asta în localitatea unde a trăit și a creat marele istoric Nicolae Iorga și ați văzut de fiecare dată când ați venit aici, s-a pus amprenta pe unitate națională și pe patriotism și acest lucru cred eu că mă definește și pe mine și mă va deveni și în activitatea următoare în calitate de președinte, dacă mă veți alege. Sunt momente tumultoase în România, însă avem și provocări ale viitorului care ne așteaptă anul viitor. Pentru a face față acestor provocări, noi, tinerii din PSD, vom face, și asta facem astăzi aici, apel la cea mai redutabilă armă a partidului nostru, organizarea. Și vom avea o organizare minuțioasă. Vin în fața dumneavoastră nu singur. Vin cu o echipă de tineri, reprezentanți ai noilor generații, de la 18 la 30 plus. Tineri entuziaști din toate zonele județului Prahova, dornici să participe la schimbarea perspectivei asupra politicii. Sunt tineri care au propria viziune asupra societății, au dorință de implicare și au atitudine necesară pentru a-și promova propriile proiecte. Împreună ne propunem să promovăm tineri profesioniști în administrația publică locală cu ocazia alegerilor de anul viitor. Cu siguranță puteți conta pe noi pentru că vom fi din nou în prima linie a campaniilor electorale. Pe termen scurt, ne vom asigura că avem organizații de tineret funcționale în fiecare localitate și ne vom pune la cale un plan de acțiuni menit atât să ne sudeze echipa, cât și să ne aducă lângă noi cât mai mulți prieteni. De ce? Pentru că vocile noilor generații trebuie să se regăsească în programele politice și în activitățile tuturor partidelor din România. De aceea vă lansez și dumneavoastră invitația și tuturor tinerilor care au viziune de a se alătura tineretului social-democrat pentru a ne face auziți în sânul celui mai mare partid din România. Știu că problemele tinerilor sunt multe și diverse, dar și noi aici, în această echipă, provenind din domenii diferite, avem dorința și expertiza necesară pentru a ne alcătui proiecte care să rezoneze cu vocile tinerilor. Cu siguranță, nu vom muta munții, poate, dar în